You've always had my back, and I'll have yours. It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again. And to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies. They are Americans. They are Americans. Așa își începea Biden mandatul de președinte. La 4 ani distanță de la discursul victoriei în alegerile prezidențiale, societatea americană este mai divizată ca oricând. Americanii se văd în postura de a alege din nou între democratul Joe Biden și republicanul Donald Trump. Prima confruntare electorală dintre cei doi, organizată de postul de televiziune CNN, ar putea juca un rol decisiv, iar mizele sunt extrem de mari. Și asta pentru că, după 4 ani, contextul internațional este mult mai complicat. Cel mai probabil, în jur de 18 milioane de americani vor urmări confruntarea. Joe Biden doesn't have a clue. Now we're going to watch. Is anybody going to watch the debate? Donald Trump lost 2 debates to me in 2020. And since then, he hadn't shown up for debate. Now he's acting like he wants to debate me again. Well, make my day, pal. This could be considered the most important presidential debate of all time. The race is extremely close. The last several have been. Both candidates couldn't be more diametrically opposed, both in terms of style and their governing agendas and policies. The country is very divided and polarized. 90 de minute, cei doi rivali se vor duela pe principalele teme de politică internă și externă. Orice gafă, orice bâlbă, orice ezitare ar putea costa enorm. Și asta pentru că, deși a împlinit recent 78 de ani și este doar cu 4 ani mai mic, Trump este gata să atace pe liderul democrat pe tema capacității sale de a mai conduce țara. So sad to watch our country is being destroyed by incompetent people. By grossly incompetent leadership, probably the dumbest leadership in the world. In fact, I think we should have, and I've called it, all presidents should have aptitude tests, IQ tests, or cognitive tests. De partea cealaltă a baricadei, este de așteptat ca Biden să marșeze pe ideea că marea miză a alegerilor prezidențiale este însăși salvarea democrației americane. Un argument este refuzul lui Trump de a accepta înfrângerea din 2020 și asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie. De altfel, Trump ar urma să fie judecat pentru incitarea la rebeliune dacă magistrații Curții Supreme decid că nu avea imunitate. Republicanul a devenit primul președinte american găsit vinovat într-un alt caz penal pentru evaziune fiscală. Dreptul la avort, susținut vehement de Biden, accesul la serviciile medicale și controlul armelor vor fi și ele teme ale confruntării, la fel inflația și locurile de muncă. Războiul din Ucraina și războiul dintre Israel și Hamas vor fi subiecte fierbinți. Trump ar intenționa să sisteze ajutorul pentru Ucraina dacă Kievul nu se va așeza la masa negocierilor cu Moscova, potrivit unor surse Reuters. În plus, în cadrul unei reuniuni cu ușile închise, Trump ar fi spus că Rusia poate face ce naiba vrea cu țările NATO care nu contribuie suficient la bugetul alianței. Recent, Vladimir Putin și-a arătat preferința pentru Trump, despre care a spus că este o victimă politică a justiției americane.